Frate, deci îmi place că... A few moments later... Ai luat ban pe server, banat de Tazlo, ban fără motiv. 14... Ala ban! M-a banat! M-a banat, bereșanilor, nu te cred așa ceva. Am luat ban. Salutare, salutare, vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod din seria voastră preferată de Minecraft The Pit. Dar înainte de a începe acest episod, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ați apăsat butonul de like. Bineînțeles, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, trebuie să recunosc că a trecut o perioadă destul de mare de la ultimul episod cu The Pit, așa că astăzi am decis să revin în forță cu unul nou. Totodată vreau să vă spun faptul că astăzi ne aflăm pe serverul play.deepcraft.ro. Sunt alături de Easy4Me, Easyboy, Aaron, Bogdan, eu, Deiu, Alex72, Iasua, okay, Tuna, Sabin, Remus, City Rocker și Neuti. Salut! O să-mi iau bătaie foarte mare, o să fie dezastru colosal. Deja am început în forță, dar e ok, ok. Trecem peste. Uite-l și pe Deiu aici, sper să nu bage codul. Mamă, mamă, m-a spart, gata, deja. Mamă, mamă, deci o să fie cancer. O să fie cancer și o să dau foarte multe rage-uri. Acum, na, vedem și noi ce putem face. Uite-l și pe Easy Boy, salut Easy Boy. Poate mergem la un clean-up, nice. Am avansat și eu în cele din urmă. Aaron, salut Aaron. Nu! Mamă, se vede că n-am mai jucat Minecraft în ultimul timp. Greuț, greuț, nice. Salut Remus. Mamă, ce dar Remus, aici vine și Bogdan. Mamă, m-am potolit, deci mă potolesc, băieții mă potolesc pur și simplu, fratele meu. Stai, care de acolo cu arcul? O, aici săgeată i-am dat, dar stai că vine de la, din spate, vine Tuna, vine și Easy Boy. Aveți și textura în descriere, este o textură chiar super, super interesantă, care poartă numele de Titan, este 256X și vă o recomand, pentru că mi se pare chiar super interesantă. Mamă, cum vin toți aici către mine, vreau să fac un singur kill, vereșanilor, dar nu se poate, deci rage-uri epice. Mamă, stai, că nici nu știu unde să mă duc, fratele mele, fratele mele. Stai să dăm aici, Andrei, uite, mamă, vine și Easy4Me. N-ai șanse, deci n-ai șanse, efectiv, nu ai cum să joci. Uite că m-a avansat, super tare. Uite și pe Sabin, care are, din păcate, ceva lăguț. Sabine? Uite, m-a teleportat înapoi. Ok, hai să-i dăm câteva săgeți lui Sabin acolo. Nice, l-am bătut pe Sabin. Vine și Nauti aici cu forțe proaspete, frate. Deci nu mai știu să joc Minecraft. Nu mai știu să fac PvP, ești nebun la cap. Deci așa ceva, gata. De acum încolo 24 din 24 PvP pe iPixel acolo sau pe servere de astea pentru PvP unde să te poți antrena. Salut Bogdan. Salut, salut, salut. Ok, măcar l-am bătut pe Bogdan. Mă duc la Easy Boy aici să mergem la un clean-up, nice. Și vine Sabin, bineînțeles. Își ajută tovarășul, practic, ăsta e cu Heku. Nu știu cine joacă cu Heku acum, dar nasol că joacă cu Heku. Ia să merge slash ban. Da, hai să-i dăm ban. Deci care e cu Heku până la urmă? Deiu, îi dăm ban lui Deiu? Îi dăm ban. Scrieți acolo în chat, îi dăm ban lui Deiu? No, Deiu, ce ai făcut? Vă arăt să ne dăm ban? De dacă aș avea și permisiunea, cu mare drag. Dacă știi ce zic, uite și pe Tune aici. Mamă, ce dau vereșani ăștia. Mamă, am crezut că pot să-i dau criticală de aia, frate. Dar de unde ești nebun la cap? N-ai cum, efectiv, n-ai cum. Un chestplate. Super tare. Și o chestie super interesantă e că, efectiv, în momentul în care găsești, văd un, dacă găsești vreun chestplate, automat ți-l pune... Uite și vine și Sabine aici. Gen practic toată armura se face de aer sau ceva genul ăsta, mamă, și Alex ce dă. Hai că am avansat și eu. Încet tot avansez, ceea ce e destul de bine, zic eu. Înainte jucam foarte mult pe Cloud, dacă vă aduceți aminte, dar din păcate nu știu, cred că s-a închis Cloud-ul, habar n-am. Uite și pe Tuna. Mamă, mersi că m-ai zburat peste el. Vom vine și Alex, Easy4Me. E nebunie, e nebunie vereșanilor, e mare nebunie. Ok, și acum e totul bine. Hai, suntem Aaron. Mamă, mi-a dat mare săgeată Aaron. Vine aici către mine. Salut, Aaron. Vine și celălalt. N-ai șanse, frate, dacă aș avea poate o armură mai bună. Da, într-adevăr. Hai să-i batem din săgeți. Aolo! Mamă, nu știu în care să stau. Deci, frate, mi este efectiv foarte greu cu sabia asta, pentru că nu sunt obișnuit încă cu textura și e puțin lăgut, sau cel puțin poate eu am. Mamă, ce combo mi-a prins aici, Tuna. Aici dacă nu prinzi niște hituri importante, what? Uite, Nauti, Alex 72 și 72 și Easy4Me. Mamă, ăștia sunt top, ești nebun. Uite cât de proper pot fi ei.
Păi normal că mine toată lumea, adică n-ai șanse. Nu, lasă că stai eu la clean, n-am nici problemă. Dar acum știu că pot da upgrade, am văzut. Mersi Bogdan că mi-ai zis. Dar acum încolo o să stau la pândă. Mamă, ce dă easy form, easy boy, pardon, easy form. Hai că mai fac și eu câte un kill. O să-mi dau imediat un upgrade neapărat că e nevoie. Ah, poate era bine dacă reușeam să-i dau, dar din păcate nu s-a putut. Uite aici Alex 72. Aolo, l-am bătut pe Alex, cred că nu știu, abonam. Poți să dai și slash stats, dacă nu mai... Ba, nu, merge bun. Și de unde pot cumpăra, fratele meu? Quest, item, ia să vedem aici. A, aici. O sabie de diamond. Pac, pac. Și mi-am cumpărat. A, deci n-am bani de chest plate, nu? Sau? A, n-ai suficient aur, am înțeles. Da. Ok, măcar o sabie, frate. Și nu știu, e și gamerul keep inventory. Ia să vedem. Mamă, ce dă Sin City Rocker aici. Ai de capul meu, ce, nu știu, textura cred că e de vină, fratele meu. Asta mă face. A, și trebuie să ți le cumperi de fiecare dată, am înțeles. Am avansat din nou, nice. Mamă, ce dă easy boy. Incredibil, deci trebuie să adoptăm o nouă tactică vereșanilor, pentru că asta nu e prea eficientă, sincer. Adică pe bătaie nu mai are rost să mă duc. Uite, mă dă înapoi, am buguit. Nu știu, cred că e probabil ceva logos pe server sau l-am bătut, nice. Măcar e bine că nu m-au văzut vereșanii, deci ok. Ce săgeată i-am dat! Nu mă vede nimeni! E de-a dat săgeată! I-am dat mare săgeată! Hai. Poate facem și noi un clean-up. Hai să mergem la un clean-up de bun aici. Aici pe Alex 72, nu? Frate, e greu. Păi așa, în halul ăsta nu se merită să-ți faci upgrade-uri, frate. Adică... Zică, bă, mă buchez în podea. Sincer, mi s-a întâmplat și mie, efectiv. Mamă, ce dă Remus, lol. Cam intrat cu gura microfon, mă jur. O dăm și noi pe tryhardeală sau să... Nice, l-am bătut, nice. Hai să vedem. Ok, e bine că am scăpat de vereșani și m-am regenerat cât de cât. Ok. Ok, vine Tune aici, am prins un hit. Prind eu foarte mult, foarte, foarte multe combo-uri lui Tune. Hai să băgăm... Aoleu, vine și Easy. Haideți să ne calmăm, vereșanilor, pentru că imediat o să turbesc și nu e ok. Gigi, la revedere, nu mai joc pe lag. Eu n-am lag, sincer, foarte mult. Uneori mă mai teleportează înapoi, dar e ok, în rest. În rest e bine. Mamă, Nauti aici, băteți-l pe Nauti, care are mură bună, dați-l Nauti. L-am bătut pe... M-a luat pe la spate. Am 150 gold, uai, de viața mea. Mamă, trebuie să-l batem pe Nauti, vereșanilor, pentru că are armură foarte bună. Nu mai dați mine, hai să dăm în Nauti. Că trebuie să-i luăm armura. Deci, Tuna e noob. Oficial e noob Tuna, pentru că dă-l mine în loc să dea în Nauti. Tuna noob. Uite și pe Cristi, 137. Mamă, hai că ne strângem ceva pe server super tare. Mai intră și persoane random, bineînțeles, deci na. Am nivel 12, ar fi tare. Mamă. Ok, am dat săgeată. Dați-i, că te ajut și eu. Ok. Na, hai. Bună, Remus. Dacă să-ți dau boost, dați-i el. Trebuie să-i luăm armura, frate, deci ne bate omul. Mamă, ne-am învățat, nice. Uite, Andrei. Nu, da mine, Andrei. Eu s-am dat boost, practic. Alex 72. Mamă, ce mi-a dat Alex. Ok. Mamă, deci cred că trebuie să-mi schimb mouse-ul cât de curând, pentru că nu o să mai... Naulo. Nice, l-am bătut. Băgăm ghepă rapid. Momentan nu văd pe nimeni, deci ok. Hai să vedem dacă dăm niște săgeți unei persoane. Nice. Mamă, criticală. Ia să mergem noi pe Eren aici. Da, Eren. Sigur. Da. Adevărat te zic, bro. Oh, nice. Ce ai făcut, bro? Eram low. Ae, se mai întâmplă. Fumă, mă, de nu, tu meriți target. Target pe Tune, tatăl meu acum, target pe Tune, că mi-a zis, fă mă, target pe Tune. Uite aici pe Sabin. Mamă, frate, mă dă înapoi, lol.
Trebuie să dăm, nu știu, facem jitter click aici. Cred că o să... What the fuck, uite, blocuri de obsidian, lol. Există key sau ceva? Mă, vine RN aici, dar din toate, dau din toate părți. N-ai cum, n-ai cum. El. Trebuie să-l batem neapărat, deci trebuie să-l batem neapărat și pe Nautica și el are, am văzut acolo o armură bună. Uite și pe Bogdan, salut Bogdan. Bine, și de eu am avansat, nice. Mamă, mamă, mamă. Aulu, 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 aulu. Aulu, deci trebuie să-l bat. Nu, i-a dat și lui săgeată, frate, incredibil așa ceva. Uite și pe Cristi, 27. Nu trebuie să lăsăm să ne prindă hituri importante. Aulu, deci imposibil, frate, așa ceva. Ia să vedem dacă vine cineva. Easy for me. Nice. Eren, 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 Eren. Mamă, mi-a dat. Nu mai pot, efectiv. Dacă aș face cel puțin level 20 astăzi, mamă, ar fi impecabil. Dar nu cred că reușesc eu. Ce copii, am prins un Nauti. Incredibil ce am făcut cu Nauti. Mamă. Uite și pe... Mamă, deci Andrei mă rupe. Momentan, în momentul de față, Andrei mă rupe. Pe Andrei fiind easy boy, bineînțeles. Era cum ea să mă spun, să spun că mă rup eu pe mine. Mamă, deci cred că aici la The Pit sunt cele mai grele bătălii ever, frate. E nasol că uneori te mai teleportează. Nu știu dacă aș da slash ping, nu știu sincer dacă ar fi, dar nu cred că e de la netul meu. Salut Andrei. Ia să dăm, dacă dăm un slash ping, ping pong. Deci clar, dacă scrie slash ping, îmi scrie pong. Am dat rage, că mă bate noobul, panseluța. Nice. Mamă, a bătut Cristi, trebuie să batem pe Cristi. Dar trebuie să-mi iau și eu ceva upgrade-uri, dar mai strâng în momentan, mai strâng bănuți. Mamă, a bătut că vine și din dreapta. Dacă dau un slash list, merge. A, uite, suntem 14 în momentul de față pe secțiune, nice. Nice, ce mamă, dar mi-a dat criticală. Hai să vedem, de fapt nu, mă mai bat puțin, mă mai bat puțin pentru că vreau să... Uite cum vin către mine, șacalii. Bun, hai să verific puțin aici vereșanilor. Upgrade. Avem și porcuri, ceva de genul. Dar la item. Deci 250 cu 150. Asta ar veni 400 cu 500. Deci 500 ca să... Mamă, dar nu se merită, sincer. E cu serverul ăsta, zice, am înțeles. Mamă, din toate părțile. Timp pe Cristi 27, că au timp pe Nauti care armură. Mamă, ce cum i-am prins, dați Nauti, dă-i Nauti. Mi-a dat Alex 7. Aolo, Alexandru. Mamă, m-a rupt Remus. Stai, frate, să verific dacă filmează OBS-ul, că acum ar fi una bună să nu filmeze. Și apoi să vedeți voi acolo rage din partea twisterului. Adică, da. Dar să nu fie scena bună. Că apoi vedeți voi acolo. Mamă, frate, deci Remus mă rupe, ești de bun. Deci v-am spus, trebuie neapărat să adopt o altă tactică pentru că e dezastru. Aaa, Nauti nu mai are armură. Frate, deci îmi place că... ai luat ban pe server, banat de Tazlo, ban fără motiv. A luat ban! M-a banat, vereșanilor, nu te cred așa ceva. Am luat ban. 14 zile, 23 de ore și 59 de minute. Nu te cred așa ceva. Am luat bani pe server. LOL. Ce scrie lumea? Și am luat bani. Ne-o banat ăsta, ești nebun. Mamă, să vedeți și în chat aici pe Discord, vereșanilor. Da, cam ăsta a fost episodul. Hai că ne mai jucăm. Am luat bani. Gata, am găsit titlul pentru episod. Am fost prea bun și am luat bani. Mamă, ești de bun. Mulțumesc, Tazlo. Mulțumesc, rămânător. Cam ăsta a fost episodul, vereșanilor. Sper că v-a plăcut. Dacă aș putea, v-aș arăta că... Salutați și voi aici. Stai că adaug o scenă, fiți atenți. Display capture, salutați și voi episodul aici. Uite așa, ceva de genul. Ia, salutați aici. Salutați, uite, vă salut, uite cum vă salută vereșanii. Mamă, ce spam e aici. Așa, gata, ok, stop. Bun, da, ce să zic vereșanilor? Stop. Aolo, să vă arăt vereșanii. Uitați-vă cum curge chat-ul. Lol, fratele meu. Uite cum curge chat-ul. Așa, asta se întâmplă când, da. Stop, gata. Cam ăsta a fost episodul. Asta e, stop. Cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Asta am la ban aparent, mai pot să intru. Da, uite că am primit un ban. Puteți reintra din nou. Cred că tot serverul a luat ban. Hai să intre la The Pit. Da, click în timp ce te conectai. Cred că a picat și secțiunea, de toate, da. Eu am fost Andrei și desigur ne vom auzi data viitoare. Ciao!